Iașul este sub cod galben de caniculă, motiv pentru care autoritățile locale au luat decizia ca angajații care își desfășoară activitate în mediul exterior să aibă un program de lucru redus pentru a nu-i expune la soare. Pe lângă măsurile de protejare, au fost asigurate toate cartierele din Iași cu corturi de prim ajutor și cișmele funcționale. Ape potabile din sursele publice la toate fântânile artizanale, notificarea tuturor proprietarilor sau administratorilor de spații de interes public, cum ar fi supermarketuri și altele de același fel, privind nu neapărat obligativitatea, înțelegerea lăsării în cadă postirea persoanelor care solicită acest lucru. Pentru societățile care sunt în subordinea Consiliului Local, deja s-a intervenit la citadin cu lucru până la ora 14 și cu posibilitatea reducerea acestui program de lucru funcție de evoluția temperaturilor, de asemenea renunțarea la programul de sâmbătă.